Okay. Da. Care e lecția de viață pe care a dat-o Pan cu Alinei? Da, corect. Nu Alinei. Anastasie. Anastasie, da. Cred că niciodată în viață la examen nu vă mai copia sau la test. Sau cel puțin la... Când va începe un curs cu un profesor, va fi foarte atentă la cerințele acestea. Bine. Dacă... Dar în fine, Pancu nu e unicul profesor care ne cere nouă să nu copiem. Care e problema lor? De ce deranjează așa de tare? Încă o dată întrebare. De ce profii sunt așa de deranjați de faptul că studenții copiază la examen? Pentru faptul că la cursuri sau la seminare ei nu dau, studenții nu dau dovadă de interes și nu se implică și ba chiar și absentează și la urmă când un profesor își dea toată dăruirea din sine și toată informația pe care o are el cu atât entuziasm și plăcere, că la urmă studentul să copie chiar în fața lui, cred că asta. Ție asta îți pare o stranietate sau o chestie firească să nu permite să copieze? Mi se pare ceva firesc. Tu copiai vreodat la examen? Da. La care? La informatică. Da, am copiat la informatică, că chiar nu aveam idei de informatică. Da, cum ai? Da. Tu, și cum e cum ai un blog, Spânache? Da, dar... 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 Am să-l completez, Spânache! Și am mai copiat la unul. La care? La... Acum să mă aduc aminte. Sisteme internaționale, teoria lui Kaplan. Da, acum o știu. După ce ai copiat-o sau după asta acasă ai studiat-o? Corect. Și corect. Dar știi de ce am studiat-o? Mi-era foarte rușine că am copiat-o. Dar n-ai fost prinsă, nu? Mi-era rușine, în primul rând, față de domnul Sprânceană, pentru că, ții minte, și acum, Kaplan a fost penultima temă la cursul lui. Și eu eram atât distrată și, practic, nu îi ofeream absolut deloc atenție la ceea ce spune el. Naki, dar n-ai fost prinsă? Nu am fost prinsă. Și ai luat notă de 10? Nu. 9? 8 am luat la examen, la Sprânceană, atunci. Și pe bună dreptate. Dar ia spune vreodată, ai dat de copiat cuiva la examen? Da. Păi, dar dacă ți-ți pare o chestie anormală să copiezi, de ce încurajezi asta? Ce dai de copiat? Dau de copiat nu în sens că am dat foaia mea. Ei, dar nu contează în care sens. Dar când cineva mă întreabă, îi sugerez că deoarece pot să-mi dau seama că poate el cunoaște informații, dar se află într-o stare foarte tensionată și e confuz și eu, dacă îi dau o idee, el cel puțin își poate desfășura ideea proprie. Bun. Spune-te, câte procente din colegii tăi crezi că copiază la examen? 80%. 80? Da. Cum, spune-te? Foarte simplu. Prima sursă e telefonul mobil. Și asta cu siguranță, da, exact. Și asta cu siguranță sunt minim 20 care fac chestia asta, practică. A doua strategie mai conservatoare, micșorarea textului. Și a treia poate fi chiar cărți și caiete, conspectele. Ți-mi minte, noi am avut un prof, domnul Furtună, care ieșe de la examen în general și tu puteți faci și vrei. Da. Cum crezi, de ce el face asta? Ca să lase pe mustrarea fiecărui în parte lucrarea pe care o scrie. Dar tu la dânsul copiai? Nu. De ce? Nu simțeam necesitatea. Era ușor? Primul curs am avut politologie, era maxim simplisim. Să dorim cu istoria religiilor. Da, și mi-a căzut creștinismul. Și de, puteți să mai scrie la creștinism dacă... Și creștinismul și încă un subiect a fost... Ramayama. Sau cum? Da, Ramayama. Cum? Ți-ai minte? Ramayana? Da. What's that? La confucianism erau două direcții. Mahayana și Ramayana. Nu chiar Rama. Rama e de la postul la musulman. Ramadan. Era... Trebuie de căutat. Și am scris la primul test, mi-a dat subiectul ăsta și la doilea test, în examen, a fost așa de ca știam. Și n-am scris foarte mult, am scris foarte puțin. Și tot. Știam că o să avem nou. Tu de ce preferi examenele orale? Îmi place să interconect, să dialoghez cu profesorul.
îmi place că ține mai mult de aspectul practic. Că când vorbești... Dar tot teorie din treabă spunache. Ba nu, dar e foarte mult contează modalitatea în care exteriorizezi și redai informația. Înțeleg că ești mândră de modalitatea ta de a exterioriza informația. Da. Ia așa, bravo, spunache. Poți la toate, când vorbești oral, poți de fiecare nuanță să te legi și să faci trimitere la cei ce cunoșteai tu până la... Teoria puricelui! Da, exact! Bravo! Și alte teorii de a da un examen, știi tu, spunache? Ce scrie pe foiță, nu se taie cu bărdița, să invezi! Da, da, da. Mai bine stai, mai bine oral, așa? Da, da, da. Și alte teorii, în afară de cea a puricelui, știi, pentru a da un examen? Rațiune suficientă. Cum folosești tu teoria rațiunii suficiente la examene? Cum folosesc? Da. Eu știu, constrictese ceea ce îmi trebuie, ca să pot desfășura. A, bun. Și câte procente din ceea ce spui tu la examen e ce ai studiat și cât e inventat ad hoc? 35 din ce am studiat și 65 inventate. Nu, în sens nu inventate, dar opinia mea mai până acolo. Bun, profesor, apreciază opiniile tale? Cu siguranță. Ești sigură? Și nu doar a mea. Da, ești sigură? În sens toți? Că... Nu toți. Trebuie de menționat că există două categorii de profesori. Profesori care respectă cu strictețe ca studentul să scrie în test ceea ce vor ei, ceea ce dictează ei, conspectele lor. Și există categoria de profesori care abia așteaptă să vadă ceva inovativ în lucrarea unui student. Și eu cred că acest gen de profesori anume apreciază acei 65% ale mele. De ce unii profi nu acceptă inovația și opinia personală ta în timpul examenului? Da și la lecții. Deoarece se consideră ei sursa cea mai veritabilă. Uh-huh. Și consideră că opiniile lor sunt primordiale. Incontestabile. Exact. Uh-huh. Interesant.